În acest exemplu vom vrea să implementăm o funcție clasică care ne spune numărul de caractere diferite dintre două stringuri de aceeași lungime. Dacă stringurile nu sunt de aceeași lungime, pentru a semnala această problemă vom returna minus 1. Și atunci, funcția noastră va avea următorul prototip. Vom zice function countDiff de first și second. Înainte de a continua implementarea funcției, haideți să scriem și niște teste. Și vom zice countDiff de char și char, ceea ce ar trebui să ne dea 0, car și cars, ceea ce ar trebui să ne dea 1, și car și par, ceea ce ar trebui să ne dea minus 1, pardon, și car și par, ceea ce ar trebui să ne dea 1. Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este dacă lungimea stringului este egală. Stringurile au o proprietate care se numește length, similară cu cea de la array-uri, numai că în loc să ne spună numărul de elemente ca la array-uri, ne spune numărul de caractere. Deci dacă first.length nu este egal cu second.length, return minus 1. Dacă cele două sunt egale, putem să continuăm. Și atunci vom avea nevoie de o variabilă în care să numărăm diferențele, pe care o vom returna la final. Și acum nu rămâne decât să trecem prin fiecare caracter din primul string și să verificăm dacă la aceeași poziție în al doilea string este același caracter. Deci vom scrie un for clasic și vom zice for let i egal cu 0, i mai mic ca first.length, care, dacă am ajuns aici, este identic cu second.length, i++. Dacă first de i nu este egal cu second de i, atunci count++. Și observăm că stringurile sunt adresabile, caracterele din stringuri sunt adresabile în aceeași manieră în care sunt adresabile elementele unui array. Și acum nu rămâne decât să testăm soluția noastră și să vedem că rezultatul este cel la care ne așteptam. 0 la prima, minus 1 la a doua, 1 la a treia.